Bună, dragilor, acestea sunt variantele pentru voi, dintre care puteți să alegeți pentru această etalare. Evident, avem două variante. Numărul 1 și numărul 2. Avem Misterul Dumnezeiesc Iluminator, Cartea 37 și Integrarea Dumnezească, Cartea 20. Puteți să puneți pauză la acest clip ca să alegeți ceea ce simțiți, numărul 1 și numărul 2. Noi ne vedem la etalare. Vă mulțumesc că vă uitați. Bună, dragilor, aceasta este etalarea pentru cei care ați ales numărul 1. Să vedem ce mesaje îngerii să vă transmită în acest moment. Să vedem. Misterul Dumnezeiesc Iluminator, numărul 37. Ce frumos e cartea. Darul Arhanghelului Raziel. Facilitezi revelarea în universul tău lăuntric a stării inefabile, extatice, de mister dumnezeiesc, iluminator. Îți ofer accesul dincolo de vărul iluziei divine. Te ajut să pătrunzi tainele fundamentale ale vieții și taina viselor profetice și a clarviziunii. Ei, mister! Cartea cu numărul 36, grația cea tainică a Arhanghelului Raziel, tot Raziel avem aici, ești alesul și protejatul meu, ai atins un alt nivel în sfera discernământului spiritual și eu îți facilitez accesul dincolo de vărul iluziei, din nou ideea de văl. Al iluziei, ești binecuvântat, inspirat și ghidat de la un ceresc, dar avem 37 și 36. Ok. Și numărul 42. Revelarea lui Dumnezeu în universul ființei umane. Este darul Arhanghelului Metatron, sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu, te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu, te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Da. Mister și iluzie avem aici. Vărul iluziei. Sunt cuvintele care se tot repetă pentru voi, văd că și culoarea asta verde, turcoaz, poate, îl văd un verde. Mă rog, poate este o culoare importantă pentru voi sau este așa ca un reminder sau ceva care se tot repetă. Poate o tot vedeți. Ia să vedem și cărțile. 9 de spade, 10 de cupe și 5 de cupe. Ok. Da, e o dezamăgire aici. Cu 5 de cupe. Poate chiar un eșec. Nouă de spade, dar avem 10 de cupe, foarte frumos. Există posibilitatea de mai bine. Avem 5 și 10, deci ar fi un salt uriaș. O reuniune, o călătorie, am simțit să zic acum. Ceva care te-ar ajuta să ieși din starea aceasta, o întâlnire cu cineva important. O unire a forțelor avem aici, așa, două persoane care țin același pahar și reușesc să facă ceva frumos împreună, să aducă fericire curcubeul. Să-ți lumineze calea. Este aici cineva care poate să te ajute să-ți lumineze așa calea, pentru că văd aici foarte mult stres și tensiune, vreau să zic. Tensiune, da. Tensiune și stres cu nouă de spade. Dar poate că ar trebui să lași lucrurile să decurgă de la sine. Interesant. Cu misterul dumnezeiesc iluminator aici și cu nouă de spade. Să lași totul în voia divinității.
Așa simt că asta este mesajul pentru tine, pentru că văd aici o persoană care pur și simplu stă așa cu mâinile deschise și acceptă lumina asta care vine spre el. Misterul dumnezeiesc, iluminator, ceva care te ajută să vezi altfel lucrurile, te luminează, da? Iluminator, revelarea. Nu, universul tău lăuntric, ca stării inefabile de mister. Poate e ceva ce nu înțelegi în momentul acesta. Nu înțelegi ce se petrece, de ce se petrece această, nu știu, această situație, acest eveniment care te face așa să ții în tine anumite lucruri, care te ține așa legat, cum e aici, nouă de spade, te ține legat, nu, parcă nu poți să faci absolut nimic și nu-ți place, te ține captiv sau îți provoacă foarte multe griji și nu înțelegi de ce ți se întâmplă aceste lucruri, pentru că tu-ți dorești altceva cu 10 de cupe. Iar cu 5 de cupe aici, parcă tot într-o stare de dezamăgire. Sau, nu știu, e ca și cum nu poți să ieși dintr-o anumită stare, eu așa simt. Deși poate că ai momente când ieși cu 10 de cupe, dar nu e ceva constant. Și trebuie să treci peste acest val de iluzii, trebuie să treci peste aceste lucruri care te țin captiv, uite, cu valul iluziei, mister. E ceva în interiorul tău care, această lumină interioară care te ajută, te-ar ajuta să accesezi anumite lucruri importante din interiorul tău, anumită, o forță interioară, de fapt. Această carte aici. Din nou, revelare. Interesant. Revelare. Iar la baza acestui pachet. Oh, sacralitatea pură de plină, din nou Raziel. Deci poate trebuie să căutați mai multe informații despre acest arhanghel. Poate v-ar ajuta pe unii dintre voi sau chiar să lucrați cu el. Îți ofer cunoașterea ezoterică a tainelor dumnezeiești. Îți revelez, din nou revelez. Deci ceva ți se arată. Tot încearcă să ți se arate. Niște secrete, niște mesaje, că am văzut aici mesageri, niște situații. Tot apar în calea ta cu scopul de a înțelege de ce ți se întâmplă acele lucruri. Poate trebuie să înțelegi de ce ți se întâmplă aceste, cu nouă de spade, aceste evenimente care te fac să ai prea multe griji, te țin captiv, da? Cum am și zis în adineauri. Trebuie să înțelegi de ce ți apar acele lucruri, pentru că tu singur te poți elibera, tu singur poți să ieși din acest lucru, pentru că e în interiorul tău această forță. Ok. Îți revelezi secretele teribile ale manifestării divine și modul în care poți atrage în ființa ta grația dumnezeiască. Te ajut să pătrunzi în sacralitatea pură a lui Dumnezeu și să ai acces la viața divină. Deci poți să manifesti această stare pe care ți-o dorești. Această putere, vezi? Secretele teribile ale manifestării divine. În orice manifestare, manifestare divină, da? Ceva pur, ceva cu intenții reale. Ceva care să te ajute, poate are de-a face și cu chakra inimii, că văd aici verde. Grația dumnezeiască și să atragi grația dumnezeiască. Deci e vorba despre o manifestare pură, sacră, divină, cu scopul de a te vindeca, pentru că simt că ai nevoie să te vindeci în momentul acesta, să vindeci niște răni emoționale cu 5 de cupe. Poate ar trebui să comunici mai mult cu Dumnezeu. Da, uite. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Mister, mister, mister. Deci trebuie să afli ceva, să pătrunzi în problemă, în această problemă emoțională, să o înțelegi mai bine, să o cunoști mai bine, să te cunoști mai bine. Ia uite puterea, ce frumos. Deci chiar mă gândeam. Deci puterea asta în interiorul tău și cu spânzuratul. Poate ar trebui să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cam asta ar fi mesajul. Astea ar fi mesajele pentru tine, să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru că riști să faci așa ca un ciclu vicios în niște lucruri, să le tot repeți, până când înțelegi anumite lucruri, de ce ți se întâmplă.
Hai să luăm niște părți. Prea mult. Trei de spade. Am vrut să se arate. Aici pajul de săbii și magicianul, cineva care manifestă magicianul, clar. Ai puterea de a manifesta, ai, uite, 5 de monede, da. E o durere, 2 de cupe, ce frumos. Deci eram sigură că aici, la mijloc, o să fie o carte care să confirme cartea aceasta. Deci, din nou, o carte pozitivă, o carte care să vorbească despre împlinire. 10 de cupe, 2 de cupe. Deci trebuie să manifesti ceva ce ține de partea asta emoțională. Trebuie să manifesti ceva pe partea asta emoțională. Poate să-ți vindeci niște răni și puțin de acolo ar trebui să pornești. Cu 5 de monede, cu 9 de spade, e ceva care te-a făcut să te simți singur, să te simți abandonat și îți provoacă prea multe gânduri, prea mult stres. Trebuie să te eliberezi de aceste lucruri. 9 de spade, de aceste gânduri negative. Nu o special. Să te eliberezi, eu așa văd aici, cineva care se eliberează, care pășește către această lumină puternică și această lumină puternică e în interiorul tău, e în interiorul tău, e un mister aici, e ceva ce ține de propria ta persoană. Da? E accesul dincolo de vălul iluziei divine. E o iluzie. Poate această suferință. Nu zic că nu există, nu zic că nu o simți, dar trebuie să treci dincolo de acest ego. Poate să fie un ego aici, rănirea ego-ului. Și să vezi că există mai multe posibilități cu 10 de cupe și 2 de cupe. Din nou cineva care se întâlnește, din nou cineva care împărtășește aceeași cupă de iubire. Da, trebuie să treci dincolo de aceste dureri, dincolo de vălul iluziei, eu așa simt, iluzia aici ar însemna durere, să treci dincolo de aceste răni, cu 5 de cupe și 3 de spade, pentru că ai potențial foarte mare aici, cu sacralitate, de a manifesta ceva divin, de a manifesta grația dumnezeiască, da? Deci nu orice manifestare. Sacră, pură și divină. Dar mai întâi trebuie să te vindeci de aceste răni emoționale, în mod special. Hai să mai luăm niște cărți totuși. 9 de spade acolo, 5 de monede. Asul de bâte. Deci există posibilitatea unui nou început, un început mult mai puternic, pasional, turnul. Pajul de spade din nou și aici doi de monede, da. Ceva ce s-a destrămat, turnul, poate încă ești atașat sau atașată de niște lucruri din trecut, cu 9 de spade, 5 de monede aici, cu turnul, ceva ce s-a terminat, teribil. Deci teribil e cuvântul aici care tot mă face să-l zic turnul și tot acolo, teribil. S-a terminat teribil, s-a terminat brusc, s-a destrămat cu pajul de spade aici și cu 10 de cupe și 2 de cupe. Iei inițiativă, iei, preiei inițiativa, pășești către acest 10 de cupe și către acest 2 de cupe, vrei să încep ceva, da? Pajul de săbi este cineva la început, cineva care dorește să înceapă, cineva care comunică în mod special. Primește mesaje, veți primi niște mesaje, că avem aici mesagerul, vi se vor revela, vi se vor arăta niște lucruri importante, mai ales la capitolul, la capitolul relații. Și trebuie să vedeți dincolo, da? Trebuie să vedeți dincolo de vălul iluziei. Trebuie să vă accesați această putere interioară, această putere, da, această putere interioară, această încredere de sine, ca să treceți peste aceste 5 de cupe, 3 de spade, să nu mai oscilați lui de monede. Parcă sunteți așa între, da, între două
situații diferite. Poate nu știți ce să alegeți. Și trebuie să preluați inițiativa. E ceva ce depinde clar numai de voi. Cu misterul acolo, misterul iluminator. Deci un mister este un adevăr care vi se va arăta, un mesaj, o conversație, un mesaj, ceva secret. Ceva secret, ceva ce a fost ținut secret, ceva ce poate n-ați știut sau ceva ce nu ați arătat lumii, e ceva al vostru, ceva ce ați ținut voi secret, este posibil și acest lucru. Și acest lucru, acel mister iluminator, în momentul în care o să vi-l arătați, în momentul în care o să fiți onești cu cei din jurul vostru, o să vă ajute, o să vă ilumineze calea. Când o să fiți onești cu voi, da? Vălul iluzii, deci să treceți dincolo de vălul iluzii, dincolo de minciuni. Și în momentul în care o să treceți dincolo de minciuni și o să fiți reali, o să fiți onești, veți atrage persoane și situații, veți manifesta, că tot avem manifestare, veți manifesta ceva pur, ceva sacru, ceva adevărat. Foarte interesant. Că nu o să mai oscilați, că nu o să mai fiți așa între două lumi, poate. Dar e și vorba despre vindecare aici, niște răni care v-au influențat gândirea. Ca zodii avem așa, Gemeni, Vărsător, Balanță, avem Rac, Scorpion, Taur, și leu. Am văzut acolo leu, da. Și pești. Cam astea sunt zodiile pentru tine, numărul 1. Evident, sunt niște repere. E că am vrut să iau și de aici. Acum, mi-am adus aminte. Creație. Creație, creați, putere. Poate simțiți că ceva va lua puterea. Au picat aici, avem bani. Numărul 13 și distrugere. Turnul. Da, e ceva care s-a distrus, ceva care nu mai există. Poate are de face și cu banii pentru unii dintre voi. Situația financiară, cu putere, dar puterea voastră este în interiorul vostru. De acolo vine cea mai mare putere. Trebuie să vă regăsiți dacă simțiți că ați pierdut-o sau trebuie să vă regăsiți puterea. Pentru că ceva s-a terminat, așa simt, cu distrugere și cu turnul, ceva s-a terminat. Sau ar trebui să terminați această durere. Să distrugeți această durere. Cam atât pentru tine, numărul 1. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Pa! Bună, dragilor, aceasta este tarotul pentru cei care ați ales numărul 2. Să vedem ce mesaje au arhanghelii, îngerii să vă transmită în acest moment. Pentru cei care ați ales numărul 2. Și am simțit să iau și această carte. Integrarea dumnezeiască, numărul 20, frumos este cartea. Darul Arhanghelului Sandalfon te ajută, te impulsionezi și te ghidezi să faci pași siguri și rodnici pe calea spirituală pe care ai îmbrățișat-o. Îți oferi integrare armonioasă în realitatea materială concretă, care este o reflexie a tainicei realități divine. Ok, poate că de curând ai început ceva nou. Ia uite, bucuria divină avem la baza acestui pachet, darul arhanghelului Zadachiel, te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate lănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală și față de Dumnezeu, să manifesti mai mare, mai mereu bucuria divină pură și copleșitoare. Bucurie divină. Da. E ceva care te face foarte fericit în momentul acesta, sau urmează să te facă foarte fericit. Comuniunea sublimă cu natura.
Darul Arhanghelului Ariel, te ajut, deci asta cu te ajut, am văzut-o de două ori până acum, te ajut să intri în comuniune cu misterele naturii, cu spiritele sale benefic inspiratoare și cu energiile sale profund regenerante, vindecătoare și echilibrante. Zadachiel din nou. Ești alesul și protejatul meu, ai atins o importantă realizare pe calea transformării lăuntrice și de acum înainte vei putea manifesta din ce în ce mai mult și mai spontan starea de libertate dumnezeiască. Deci avem și libertate, avem și fericire, bucurie divină, inspirație artistică genială. Darul Arhanghelului Joviel te ajută să manifesti spontan, iarăși spontan, starea de creativitate, îți oferă inspirație și protecție în domeniul artelor inițiatice, facilități realizările artistice geniale și divin inspirate. Deci chiar poate că ați început să faceți ceva nou, vă atrage ceva în momentul acesta sau vă gândiți să inițiați ceva, pentru că tot văd ideea asta de a iniția, de a începe. Și te ajut este așa, ai motivul pentru voi în etalarea asta. Cineva vă ajută. Veți primi ajutor, poate ajutor divin, poate ajutor din partea unor persoane importante, niște persoane sau o persoană în mod special care vă vrea binele. Ia să vedem niște cărți. Nouă de cupe, frumos, bucuria divină, 7 de cupe și îndrăgostiții, ia uite ce frumos, fix aici la inspirație artistică genială, când la fel sunt două persoane sau e un cuplu aici interesant care se armonizează. Deci e o persoană importantă care poate vă ajută, care poate vă oferă inspirație. Cineva foarte artistic, cineva cu care vreți să începeți ceva artistic, cineva care vă aduce foarte multă fericire sau cu care vreți să împărtășiți foarte multă fericire. Cu 9 de cupe aici. Dar cu 7 lăsă de cupe e ceva incert, poate încă lucrurile nu sunt atât de clare, poate sunt prezentate prea multe variante în momentul acesta, deci trebuie să începeți cu grijă ceva, dacă e vorba despre a iniția, de a începe. Poate vreți să lucrați la bucuria voastră, poate vreți să lucrați la proiectul vostru, ceva care vă aduce bucurie în orice caz, poate vreți să lucrați la această relație unii dintre voi. Dar trebuie să aveți grijă la ce alegeți, pentru că unele lucruri aici, într-adevăr, nu sunt așa cum par. Sau încă sunt incertitudini la mijloc, chiar la mijloc, a picat cartea. De monede la 9 de cupe. Da, munciți, munciți foarte mult la această dorință, la îndeplinirea unei dorințe, unui vis, unei. Avem comuniune aici, comuniunea sublimă, deci o relație, o legătură cu natura, cu o energie profundă, cu cineva care vă oferă foarte multă energie. Cineva care vă ajută să vă vindecați, să vă echilibrați, să vă regenerați. Poate nu e cineva, dar poate e ceva. Da, foarte multă natură aici, foarte multă viață. Vă oferă foarte multă viață, această dorință nouă de cupe, această muncă, poate, unii dintre voi, poate este un job, poate este o pasiune, un hobby. Vă place foarte mult, vă atrage și vă oferă foarte mult echilibru. Dacă nu este așa, urmează să fie acest lucru. Urmează să ajungeți la acea bucurie divină, să vă bucurați de ceea ce faceți. Foarte important, da? Vă bucurați de ceea ce faceți. Sau urmează, cum aș zis, să vă bucurați pe deplin de ceea ce faceți. 7 de cupe. Urmat de 6 de cupe. Aici e trecutul. 6 de cupe. Urmă despre trecut. Poate e o persoană din trecut. Poate aveți de-a face cu ceva din trecut. Ceva care poate revine. De aceea lucrurile devin puțin cam incerte. Iar la îndrăgostiții a picat regele de spade. Regele de spade, deci multă energie de aer. Poate aveți de-a face cu cineva din zodia Gemeni, vărsător, balanță, de ce nu?
persoană foarte directă. Nu e chiar neapărat cineva foarte artistic, poate e cineva foarte logic aici, foarte strategic. Regele de spade e foarte strategic. Ia să mai luăm și cărți. Cinci de spade avem aici, judecata, un împărat, cinci de bâte, pardon, și avem și moartea, a vrut să se arate așa. A fost o transformare profundă, cel puțin eu așa văd, judecata, s-a lăsat ceva în urmă, v-ați eliberat, eu simt că asta a fost mai mult în trecut cu cinci de spade, iese de mai bine. Regina de spade, da, cineva divin aici, o persoană care se aseamănă foarte mult cu voi, luna, la șapte de cupe, de ce ceva... 4 de cupe, e ceva ce nu se arată sau încă nu se întrevede, nu este clar. Poate încă proiectul, poate încă relația, ceva ce e la început, dar ceva ce inițiați în momentul acesta sau ați inițiat de curând sau urmează să inițiați, încă nu își arată toate. Toate lucrurile, toate detaliile în momentul acesta. Încă nu aveți toate informațiile necesare, dar lucrați și cred că pe parcursul acestei relații, pe parcursul acestei pasiuni, acestei fericiri, bucurii interioare, veți înțelege, se vor concretiza niște lucruri, că văd aici cea concret, materială, concretă. Foarte interesant, îmi place cartea. Integrare dumnezeiască, integrare. Poate vreți să vă integrați undeva. Și nu știți cum va fi această integrare, cum va decurge. Poate e un curs, poate este un grup, da? Comuniune, integrare, un grup. Mai multe persoane, ceva artistic aici, inspirație artistică, genial, dar... Simt că energia voastră este energia acestei regine de spade. Și uite, avem și regele de spade. Deci este o întâlnire, este o persoană care se aseamănă foarte mult cu voi. La finalul sau pe parcursul acestei călătorii, acestei inițieri, acestui drum nou, veți întâlni o persoană foarte asemănătoare. Deci e vorba și despre iubire aici, categoric. Persoana care se aseamănă foarte mult cu voi, care vă împărtășește foarte mult, cineva care vă împărtășește foarte mult viziunile, perspectivele, gândurile, da? Aveți mentalități foarte asemănătoare. Ai un cuplu aici. Și cu îndrăgostiți, e foarte multă atracție fizică și foarte multă pasiune, iubire chiar. Mult galben. Deci culoarea galben poate este importantă pentru voi sau o să o vedeți în multe situații, în momentul în care pășiți către acest drum și numărul 20 mă mai atrage la voi. Ia să mai luăm niște cărți. Pentru numărul 2. 2. Da, o echipă. O colaborare. Un grup. Recolt. Avem aici din nou galben. Foarte frumos. Avem energie nouă. Iarăși nouă. Nouă, noutate, înnoire. Noroc. Ha, ce interesant. Și voință. Voință, voință. Cineva vă stimulează. Sau urmează să vă stimuleze pe acest drum pe care îl parcurgeți în momentul acesta. E ceva ce ați început de curând, sau urmează, dar poate e ceva pe cont propriu, poate ați fost influențați de cineva, dar eu simt că e mai mult pe partea asta personală, ceva ce voi v-ați dorit, da, impuls, v-a impulsionat, v-ați impulsionat sau v-a trecut prin minte și ați și început să și faceți ceva în privința acelui lucru și, evident, cu energie, da, vă depuneți energie, efort sau vă oferă foarte mult energie acest lucru.
Iar cu noroc aici și cu 7 de cupe și luna și cu 6 de cupe, chiar dacă lucrurile sunt incerte, la un moment dat or să devină puțin mai incerte, veți avea noroc. Va fi ceva de bine. Poate că e mai bine că nu știți, da, interesant, poate că e mai bine că nu știți anumite lucruri de la început pe acest drum nou pe care l-ați început sau urmează să-l începeți, pentru că poate n-ați înțelege că de fapt este un noroc acest lucru, că de fapt vă este de ajutor acest lucru. O să vă ajute. Poate la prima vedere, dacă ați ști toate lucrurile, o să credeți că nu vă ajută atât de mult ceea ce vreți să faceți sau ceea ce urmează. Când de fapt chiar o să vă ajute și chiar o să vă aducă noroc. Eu așa văd, așa simt. Și cu voință voința aici, cineva care vă stimulează, cineva care vă oferă și mai multă voință și mai multă dorință. Nu știu, e o dorință voastră, pornind de la ideea asta, că e o dorință. Dorința de integrare, dorința de a începe ceva nou. Pe o cale spirituală, da? Ceva ce ai îmbrățișat, ceva ce ți-ai dorit. Să oferi integrare armonioasă în realitatea materială concretă. De ce ceva concret aici? Ceva care material, da? Deci ceva ce o să vezi, ceva palpabil. Poate vrei să te integrezi, cum și zis, într-un grup, ceva ce ține și de mai multe persoane. Și ești ghidat să mergi către această situație, către această integrare. Te ajută, te va ajuta foarte mult. Ia așa simt. 4 de cupe, chiar ți se va arăta, ți se va oferi o oportunitate cu 4 de cupe aici. Simt că cu cât vei merge mai mult pe acest drum, cu atât îți vei dori și mai mult. Să obții ceva, să obții ceea ce ți-ai propus, nu știu, vei fi foarte determinat. Sau ești foarte determinat, foarte determinată în atingerea unui obiectiv. Sau poate îți vei dori și mai multe lucruri. Cum am și zis, anumite lucruri încă nu sunt arătate, nu sunt arătate deocamdată. Ca zodii avem așa, Gemeni, Vărsător, Balanță de zodii de aer, Scorpion, Pești, mai văd, Taur, Capricorn, Leu, Berbec, cam astea sunt zodiile pentru tine, numărul 2. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!